Simpatizanții Maiei Sandu, care au așteptat cu sufletul la gură decizia CC, au sărit în sus de bucurie după ce au aflat că judecătorii în alte curți au dat undă verde declanșării procesului de dizolvare a Parlamentului. Oamenii spun că în țară este nevoie de alegeri anticipate pentru resetarea clasei politice. Să fie alegeri anticipate, lumea îți decide, îți curăță tot parlamentul care îți corupți și poate ori fi salarii decente. Decizia de azi este super, care toată lumea din tot colțurile globului pământesc o așteptat această decizie. Că de acum clasa politică nu mai poate conduce. O decizie foarte, foarte corectă. Suntem mulțumiți că avem o țară liberă. Moldova noastră să meargă spre bine, să avem și noi un viitor și copiii noștri să aibă un viitor mai bun, mai fericit. În sfârșit s-a făcut ce își aștepta toată Moldova timp de, pot spune, 30 de ani. Da, am scandat și am aplaudat. Bravo! Bravo, domnica Manole! Bravo, Curtea Constituțională! Bravo, poporul! Ulterior, oamenii au mers la președinție pentru a o felicita pe Maia Sandu pentru această victorie. În fața mulțimii a ieșit secretarul general al administrației prezidențiale, Andrei Spânu, care a anunțat că șeful statului va avea în această seară un briefing de presă la acest subiect.